Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toții și pentru cei care vă învredniciți să purtați Cartea Domnului Biblia cu dumneavoastră, haideți să deschidem Scripturile la 1 Timotei, la capitolul 4. Apostolul Pavel îi scria tânărului Timotei, sau mai bine spus, fratelui nostru Timotei, următoarele cuvinte, pagina biblică 1166. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însăși cugetul lor. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Primarea bunătate și îndurarea Domnului, suntem în casa Lui, casă de rugăciune, slăviți să fie Domnul. Aici se împlinește versurile acelui poet care a scris o cântare și spunea în versurile sale: cântăm, cântăm și ne rugăm, mărire ție, o Doamne, în veci. Mărire Domnului în veci. Venit am în seara aceasta și am ajuns mai puțin mai târziu împreună cu fratele Sami, dar mulțumim Domnului că suntem cu dumneavoastră aici și dacă avem o dorință, dorim ca numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat mai presus de orice nume. El să fie acela care să mântuiască, care să ierte păcate, să mângăie pe cei întristați, să tămăduiască pe cei bolnavi și în vremea aceasta cu toți împreună să ne putem bucura de mângăierile cerești pe care Dumnezeu le-a pregătit prin har, căci prin har suntem mântuiți, a Domnului fie laudă. Vedeți dumneavoastră, noi suntem strânși aici și urmează să ascultăm cuvântul. De multe ori privim în jurul nostru și vedem unii mai cucăie. Sper că aici la Reșița nu sunt frați sau surori care mai ațipesc. Mă gândesc aici, da, depinde, mă gândesc aici sunt oameni întregi. Spunea Petru într-o împrejurare și citesc în Cartea Domnului: prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vreo scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Și dacă este cineva cu o minte sănătoasă aici, prin înștiințările Scripturii, Dumnezeu să ne țină și treci pe cale. Amin. Vedeți dumneavoastră, când se cântă, este una. Când se predică, este altceva. E vreo diferență? Veți spune da? Aș vrea să vă spun că atunci când se cântă, sunt predici pe note. Și atunci când se vestește Evanghelia, sunt fără note muzicale. De o bună bucată de vreme mai călătoresc cu fratele Sami împreună pentru că am găsit câteva lucruri, printre altele, câteva lucruri în comun. Și aș vrea să vi le împărtășesc și dumneavoastră. Dacă vreți să luați aminte și cei care lăudați și cântați și cei care ascultați, am fost atent, foarte atent la slujitorul bisericii. Așa cânta la cântările în comun și cântările care s-au cântat, m-am gândit așa, dacă toți ar cânta așa, cum ar fi biserica asta? Dar de fapt, ce cântăm? Ce cântați dumneavoastră, coriști, tineri care vă plac instrumentele, ce cântați dumneavoastră? Că nouă ni se cere și frații care ascultă Evanghelia au pretenția următoare: cine vorbește să vorbească cuvintele lui, Doamne ajută! Dar vreau să vă spun ceva, fraților și surorilor. Versetul acela e numai pentru păstori și prezbiteri? Versetul acela e numai pentru cei care sunt slujitori ca diaconi și vestesc Evanghelia? Când ieșiți dumneavoastră afară, pe afară și prin societate și unde lucrați și în casă, dumneavoastră ce vorbiți? Pentru dumneavoastră nu e același cuvânt valabil? Doamne ajută! Hai să ne mai corectăm puțin din viața noastră. Da, Domnul să binecuvânteze slujitorii să vorbească cuvântul. Și noi afară tot cuvântul. Doamne ajută! Și ne reîntoarcem la cântăreței. Ce să cânte? Cântări duhovnicești, cântări de laudă și așa mai departe. Hai să citim. M-aș bucura dacă cântăreții ar deschide Scriptura împreună cu mine. Psalmul 119, versetul 172. Și ascultați ce spune Scriptura. Să cânte limba mea, ce? Cuvântul tău.
Adică noi vorbim cuvântul Domnului și dumneavoastră cântăreților, dumneavoastră coriștilor, limba dumneavoastră sau limba mea să cânte cuvântul tău. Așa să ne ajute Domnul. E, vedeți dumneavoastră, dacă stăm să privim în Scriptură, începe să ni se schimbe puțin privirea, dar și comportamentul. Doamne ajută! E adevărat că și cuvântul Domnului spune când vă întâlniți între voi să vorbiți. Să vorbiți cu ce oare anume? Printre altele ne spune să vorbim și cu psalmi, nu? Ei, citind din psalmi și învățăm că dacă vreau să cânt ceva, limba mea să cânte cuvântul Domnului. Când este să vorbesc ceva, să vorbesc cuvântul Domnului. Doamne ajută! Și lucrurile atunci se schimbă. Pentru că în toate, mărit și lăudat este El, cuvântul Domnului Iisus Hristos, a Lui să fie slava. Amin. Și putem face o echipă frumoasă, binecuvântată, atunci când cei care vorbesc, vorbesc cuvântul, iar cei care cântă, cântă cuvântul, că de fapt suntem în unitate și îl slăvim pe Dumnezeu cerurilor, a Lui să fie slava în veci. Acela care ne-a creat, acela care ne-a făcut și ne place nouă să spunem, a Lui suntem, așa să fie. Având în vedere, dragii mei, că suntem tot în casa Domnului, hai să mai privim în Scriptură de data aceasta la Eclesiastru. Am înțeles de la fratele și am fost atent la ce spunea, că și de dimineață ați fost aici la casa Domnului. Vedeți, dumneavoastră, apostolul Iacov spunea următoarele, capitolul 1, partea a doua a versetului din versetul 21. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în inima voastră care vă poate mântui sufletul. O, Doamne ajută! Cine vrea să primească cuvântul? Dar vă întreb altceva, de dimineață, cine a primit cuvântul? Vedeți, dumneavoastră, într-o prejurare, Domnul Iisus Hristos vorbea despre o pildă și spune că semănătorul a ieșit să seamene cu sămânța, sămânța a căzut undeva lângă drum și pe când tâlcuia cuvântul Domnului, ne spune în Matei 13, când tâlcuia această pildă, a spus următoarele cuvinte Domnului Iisus Hristos. Citesc în capitolul 13, versetul 19. Când un om aude cuvântul, privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Acum vă întreb pe dumneavoastră, mai vă aduceți aminte ce s-a vorbit, ce s-a semănat de dimineață? A fost bine, a fost frumos, s-a predicat frumos, interesant, lucruri noi și atât. Cine a furat cuvântul? Cine-i devine că s-a furat cuvântul? Se merge la școală, am fost și noi pe la școală, și ni se cerea să fim atenți la ore, ca să putem înțelege disciplina care se preda. Fiind atenți, am început să învățăm litera A, litera M și am mers acasă plin de bucurie că știm și noi să citim mama și să scriem mama. De ce? Pentru că am fost atenți. Cum suntem noi la cuvântul Domnului? La cântare, cântăreții se uită foarte atent în partiturile lor să cânte bine pe note. Nu sunt atenți la public dacă doarme sau nu doarme. Dar când e vorba de predică, dați-mi voie să vă spun că așa cum dumnealor au partituri, avem și noi aici o partitură mare și plină de foi. Și citim de aici, din cuvânt, că sămânța este cuvântul. Cuvântul este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea fac o recomandare. Dacă cuiva se întâmplă să fie somn și îl prinde un duh din acesta de plictiseală, să se ridice în picioare, că nu e o rușine. Și dacă totuși crezi că ți-e rușine, ia cu dumneatale Biblia, vină în adunare, la părtășie frățească și când fratele slujitor spune citim din Evanghelia după, caută împreună cu el. Citim din psalmi, caută împreună cu el. Și ai să vezi, dragul meu ascultător, că nu o să te mai prinde somnul. Ba dimpotrivă, ai să fii atent la cuvântul care se citește, ai să-ți dai silințele să găsești unde este scris și când pleci acasă, a rămas ceva în inima dumneatale, ceva ce cel rău nu mai poate să răpească. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin, amin. Repet, de cuiva-i somn să stea în picioare.
Dacă ți-e rușine să stai în picioare, pune mâna pe Scriptură și când se anunță aici de unde se citește, caută și dumneatale și ai să vezi că fuge somnul. Ai să vezi că de fapt ai o activitate să cauți în Scriptură atent ce se citește și atent la ceea ce se transmite din cuvântul Domnului. Spune aici înțeleptul Solomon în capitolul 12 următoarele cuvinte. Versul 10. Eclesiastru a căutat să afle cuvinte plăcute și scrise și scrie în tocmai cuvintele adevărului. Acum, cuvinte plăcute le plac la oameni. Cuvintele adevărului, nu știu dacă la toți le place, că sunt oameni cărora le place minciuna, nu știu dacă le place și adevărul. Dar spune el așa, cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute de date un singur stăpân. Dumneavoastră ce ați înțeles din versetul acesta? Da, dumneavoastră, surorilor? Că parcă cu dumneavoastră începe prima dată înțeleptul Solomon. Și spune aici Scriptura, recitesc, cuvintele înțelepților. Aduceți-vă aminte, în Cartea Domnului la Romani, capitolul 16, ultimul verset, stă scris că Dumnezeu este singur înțelept. A Lui să fie slava în veci. Amin. El, în schimb, a avut în vedere să binecuvânteze oamenii care L-au slujit pe El și citim. În Cartea Domnului, Apostolul Petru vorbește la 2 Petru și aș dori să citesc la capitolul 1, versetul 20 și 21. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne și noi să vorbim. Fie că vorbim, fie că și vorbim pe note, cântăm, să vorbim de la Duhul Sfânt. Amin. Și spune Scriptura astfel. Cuvintele înțelepților că El, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt a vorbit oamenilor, prin Duhul Sfânt, și a vorbit cuvinte înțelepte. Le-ați auzit de dimineață, le-ați auzit de atâtea ori aici? Sunt ca niște bolduri. Acum, surorilor, asta e pentru dumneavoastră. Știți ce-s alea bolduri? Mă gândesc că cele mai în vârstă știu ce e la bold. Nu știu dacă domnișoarele tinere s-au confruntat cu vreun bold, ac cu gămălie. Boldul, acul cu gămălie, nu se folosește la cusut, să treci cu el mai departe. L-ai înfipt în material și rămâne acolo. Așa să rămână cuvântul Domnului în mintea dumneavoastră și inima dumneavoastră. Ca niște bolduri. L-ai înfipt și gata. Acul de cusut mergi cu el până se termină materialul. Da, boldul, dar cuvântul Domnului să rămână în inimile dumneavoastră. Ajută, Doamne, la aceasta. Amin. Se îndreaptă și către bărbați și spune mai departe aici așa. Strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute date de singur stăpân. Bați cuiul în scândură, dar nu se duce și în cealaltă și în cealaltă și... S-a oprit în scândură și a unit două scânduri, una cu alta, și a rămas acolo. Acolo, în mintea noastră, în mintea dumneavoastră, în conștiință și în inimă, să rămână cuvintele acestea înțelepte care le găsim scrise în Scriptură, care Dumnezeu le-a transmis prin oamenii plini de Duhul Sfânt. Doamne, ajută la aceasta! Ce ne rămâne, de fapt? Să împlinim ce spune Scriptura. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc. Doamne, ajută! Vreți să-L mai strângem? Amin. Păi hai să ne întoarcem la cuvântul Domnului care a fost citit. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă. Dragii mei, ca biserică penticostală vreau să vă pun o întrebare dumneavoastră. Duhul Sfânt și aici mai vorbește. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă Duhul Sfânt n-a fost oferit doar atunci în ziua cincizecimii ucenicilor. Până și în vremurile din urmă Duhul Sfânt vorbește și spune Duhul Sfânt sau Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă o să fie ceva. Ne dorim ca Duhul Sfânt să vorbească și la Cezarea. Modul prin care vorbește Duhul Sfânt, citeam, oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Ceea ce au vorbit s-a scris și avem învățătura apostolică sau dreptarul învățăturilor sănătoase, l-avem în fața noastră. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și de fapt, dragii mei,
Aș dori să ne aducem aminte că noi, de fapt, avem în fața noastră doi învățători când trăim pe pământul acesta. Primul este cuvântul lui Dumnezeu, din exterior spre noi, spre interior. Citim în Psalmul 119, dacă bine vă aduceți aminte, ce spune cuvântul Domnului și haideți să privim în Scriptură. Aici Domnul ne vorbește în versetul 105 astfel. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Adică, când trebuie să pășesc, cercetez în Scriptură și mă gândesc, bine este să fac lucru cu tare, e după voia Domnului, nu-i după voia Domnului și cuvântul acesta mă luminează, el vine din exterior spre interior. Dar nu uitați, dragii mei, că Dumnezeu a pus ceva și în interiorul nostru, pe Duhul Său cel Sfânt, mărit să fie Domnul, amin, care ne călăuzește și citim. Spunea Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare în Evanghelia după Ioan la capitolul 14, versetul 26. Dar Mângăitorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța. Duhul Sfânt este în noi pentru că Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne învață. Avem un învățător și în interior. Avem și în exterior, avem și în interior. Dar ce ne învață? Vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Unde sunt cuvintele acelea pe care le-a spus Domnul Iisus? Sunt scrise aici în cuvânt. Citesc cuvântul, e în exterior. Îl strâng în inima mea și Duhul Sfânt mă luminează să-L înțeleg. Doamne ajută la aceasta. De aceea, nu uitați. Este foarte indicat de citirea să citim Scriptura. De ce? Biblia spune următoarele. Ferice de cine citește. Vă aduceți aminte unde scrie, fraților? Apocalips, capitolul 1, cu versetul 3. Domnul să vă binecuvânteze. Vreți să aveți parte de fericire acasă când sunt atâtea probleme? Acasă când sunt atâtea de făcut și surorile nu mai găsesc timp de nimica, că sunt mereu lucruri de făcut? Opriți-vă! Faceți-vă timp să citiți în cuvântul Domnului, căci ferice de cine citește. Mai privim în Scriptură la un alt verset. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca la capitolul 11, versetul 28. Domnul Iisus Hristos a spus următoarele către o femeie și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Dumneavoastră vă simțiți fericiți că sunteți la casa Domnului și ați avut ocazia să ascultați cuvântul cântat și acum propovăduit. Este o fericire să asculți cuvântul Domnului și ca fericirea să fie deplină, ferice și de cine îl împlinește, binecuvântat să fie Domnul. E mai plăcut decât un meci de fotbal, e mai plăcut decât o dispută politică, e mai plăcut decât un film de orice natură ar fi el. E mai plăcut decât o distracție pe munte sau la mare. Cuvântul lui Dumnezeu dă fericire, mărit să fie Domnul în veci. De aceea, haideți împreună să citim Scriptura, să ascultăm Scriptura, să o împlinim ca să fim fericiți, Dumnezeu să ne ajute. Că de fapt asta ne învață cuvântul Domnului și în modul acesta vorbește și Duhul Sfânt. Și spune aici cuvântul Domnului, dar Duhul spune lămurit. El spune ce citim din Scriptură, ne aduce aminte ce am citit și spune că în zilele din urmă unii se vor lepăda de credință. Cu privire la zilele din urmă, dragii mei, despre care și în vremea aceasta încep oamenii cu atenție să vorbească și să se gândească, mă, chiar vine sfârșitul, chiar se întâmplă ceva, chiar vine norocirile, cuvântul Domnului ne vorbește și Duhul Sfânt s-a folosit de acești oameni care să ne scrie aceste lucruri și spune aici în 2 Timotei capitolul 3 astfel, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Tot Duhul Sfânt aduce la cunoștință lucrul acesta, dar îl aduce prin cuvânt. Haideți să citim cuvântul! Sau, tot aici la 2 Timotei, la capitolul 4, spune versetul 3 următoarele. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Dragii mei, dumneavoastră vă place învățătura sănătoasă? E scris aici. Vreți să o cunoașteți? Adânciți-vă privirile în legea Domnului. Așa să ne ajute Domnul. Că în zilele din urmă,
Vor fi oameni la care nu o să le placă învățătura sănătoasă. Găsesc plăcere în minciună, găsesc plăcere în alte iluzii, în alte povești, în alte filozofii, în alte ideologii. Și spune aici așa, îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Dumneavoastră, ce poftă aveți? Să auziți cuvântul adevărului sau povești închipuite? Doamne, ajută să înțelegem cuvântul. Că Scriptura spune așa, și am citit și repet, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii, și de aici de la Cezarea sunt unii care nu le mai plac cuvântul, învățătura sănătoasă, unii care să nu le mai placă Evanghelia să o citească, unii care să nu le mai placă Evanghelia să o audă, unii care să nu mai le placă să fie în părtășie cu Domnul prin Scriptură. O, Doamne, ai milă de noi! Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, hai să mai citim ce se mai întâmplă, spune cuvântul Domnului prin Ioan, apostolul, următoarele: copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Și s-au ridicat. Dacă într-o vreme au fost doar într-o direcție și vorbeau, nu există Dumnezeu, suntem atei, și încercau să-și implementeze filozofia lor, ei, dragii mei, lucrurile s-au schimbat de atunci și în vremea aceasta spune Scriptura că sunt mulți antichriști. Printre ei, citim, cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Și sunt din aceștia care îl tăgăduiesc. Sau spune aici mai departe, acela este antichristul care tăgăduiește pe Fiul și pe Tatăl. Sau pe Tatăl și pe Fiul. Dragii mei, spune cuvântul Domnului aici, unii se vor lepăda de credință. Dumneavoastră credeți că Domnul Iisus Hristos este Hristosul lui Dumnezeu? Cum ați ajuns la această credință? Cum am ajuns noi să credem în Domnul Iisus Hristos? Cum am ajuns să credem noi Scripturile? De unde știm noi că-și credem adevărul sau nu credem o învățătură falsă? Păi ascultați ce spune cuvântul Domnului. Hai să vedem cum pornim noi și ajungem și am ajuns la această credință. La Romani, capitolul 10, spune Scriptura astfel, versetul 17. Credința vine în urma auzirii. Ce auzim noi? Dacă o zi întreagă, o săptămână întreagă, vei auzi doar mass media, ești departe de a asculta și auzi adevărul, ești foarte departe. Dar când vii aici și acasă, când ne întâlnim unii cu alții, vorbim din cuvântul Domnului, auzim cuvântul, spune Scriptura că în urma auzirii, credința aceasta crește, că noi vorbim despre Domnul Iisus Hristos, Doamne ajută! Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. El este calea, adevărul și viața și cuvintele lui sunt dătătoare de viață, de aceea cu cât vom auzi mai mult cuvântul, vom avea parte de o învățătură sănătoasă de la El, de la Domnul Iisus Hristos. Și unii au ajuns la starea aceasta, au ajuns să lape de cuvântul sau să lape de credința. Nu le mai place să vină să asculte o predică, nu le mai place să vină să asculte o cântare, nu le mai place să vină la rugăciune, nu le mai place la stăruință, s-au depărtat de credința în Domnul Iisus Hristos. Cu cât vom asculta mai mult cuvântul, cu atâta ne vom apropia mai mult de Domnul. Cu cât vom sta mai departe de Scriptură, cu atâta ne vom lepăda mai ușor de Domnul. Spune cuvântul Domnului următoarele și aș dori să recitesc din acest cuvânt pe care Pavel îl scria lui Timotei. Unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare. Țineți minte, cu cât un om nu citește mai mult Scriptura și nu caută să-și adâncească privirile în cuvântul Domnului, cu atâta se depărtează de Domnul și se apropie de duhuri înșelătoare și învățături false. De aceea, ca să vă păstrați inima, puneți mâna și citiți Scriptura, că ferice de cine citește. Doamne ajută! Sau mai citim ce spune omului Dumnezeu în Apocalipsă în continuare, în versetul 3 spune așa, și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Când este vorba de păzire, adică de a le împlini, Dumnezeu să ne ajute!
Însă faptul că nu se mai citește Scriptura este un pericol pentru sufletul nostru. Celor care le place istoria, priviți în urmă cu aproximativ 500 de ani și veți vedea că oameni care au găsit și au citit file din Scriptură au trebuit să moară ca martiri pentru că ei citeau Scriptura și credeau cele scrise. Acum mor oamenii pentru că nu mai citesc Scriptura. Se moare pentru că Scriptura nu se mai citește. Se moare pentru că nu mai găsești fericire în a citi cuvântul. Dragul meu ascultător, îmi doresc ca Dumnezeu să pună în inima fiecăruia dintre noi dragoste de cuvântul Domnului. Și cu cât vom citi mai mult cuvântul, cu atât ne vom apropia mai mult de El. Să ne ajute Domnul. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și veți spune, a venit să ne răscumpere, a venit să ne mântuiască, a venit să ne ierte de păcate, a venit să ne vindece, a venit să ne vorbească despre împărăția cerurilor și nu vă contest. Dar țineți minte ce spune Scriptura. În Evanghelia după Ioan stă scris următoarele la capitolul 17 și acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pe când se ruga înaintea Tatălui. Citesc în versetul 8. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ce a venit Domnul Iisus să facă? Să ne dea cuvântul. Dumneavoastră aveți nevoie de cuvintele Domnului. Amin. Dumneavoastră, surorilor, aveți nevoie de cuvintele Domnului. Cuvântul Domnului este viu și lucrător, mărit să fie Domnul. El, cuvântul, nu este lipsit de putere, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Și citesc mai departe. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Aceasta se ruga Domnul Iisus Tatălui despre ucenicii săi. Dar citesc și versetul 14, prima parte. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Frați și surori, dumneavoastră aveți cuvântul. Nu Biblia acasă, nu Biblia în poșetă. Aici locuiește cuvântul. Ca nu cumva să cădem în rătăcire și să ajungem să ne lepădăm de credință, avem în vremea aceasta nevoie mai mult de oricând ca Dumnezeu să lucreze în viața fiecăruia, să ne lumineze mintea prin Duhul Sfânt, să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este acela care aduce și mântuire, chiar dacă suntem urâți de oameni. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Dragii mei, sunteți urâți de lume? Nu-i nicio problemă. Surorilor, sunteți bajocorite de lume? Nu-i nicio problemă. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos a spus următoarele cuvinte. Veți fi urâți de toți din pricina mea. Citim. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus Hristos spunea următoarele cuvinte. Și aș dori să citesc câteva lucruri care sunt scrise aici. Pe când vorbea Domnul Iisus Hristos, oamenilor din vremea aceea, la capitolul 5, spune următoarele. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Doamne ajută! Cine ne învață asta? Cuvântul. Urâți și să ne rugăm pentru ei? Prigoniți și să ne rugăm pentru ei? Cuvântul asta ne învață. Vreți să-L trăim? Doamne ajută-ne! Revin la cuvântul Domnului pe care l-a spus apostolul Pavel lui Timotei. Dar Duhul spune lămurit că unii se vor lepăda de credință. Ca să nu te lapezi de credință, citește Scriptura. Fii aproape lângă Domnul, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Știți care sunt acelea? În cartea Domnului găsim scris în Apocalips un lucru frumos pe care Domnul l-a descoperit bisericii din Tiatira și spune îngerului bisericii din Tiatira în versetul 24. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Care sunt adâncimile satanei? Sunteți curioși? Eu nu. Sunteți curioși să știți care sunt învățăturile dracilor? Eu nu. Spunea apostolul Pavel într-o împrejurare următoarele scrierile sale către Filipeni și să-l cunosc pe el.
și puterea învierii Lui și părtășia la suferințele Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea din morți, sau întâia înviere din morți. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, noi vrem să cunoaștem pe Domnul. Citiți Scriptura. Noi vrem să rămânem în picioare în vremea care vine, avem nevoie să fim întăriți de cuvânt. Aduceți-vă aminte de Daniel, se vorbește foarte mult despre el. El a păzit legea lui Dumnezeu, cuvântul. Și Dumnezeu, când a văzut că Daniel e în groapă, a fost prin îngerul său lângă Daniel și l-a păzit de lei. Vreți să avem biruință și să fim păziți în continuare? Azi păzim cuvântul. Mâine cuvântul ne va păzi pe noi. Binecuvântat să fie Domnul. Spune cuvântul Domnului mai departe aici și vreau să fiu și mai scurt. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Tatăl minciunii este diavolul. Știm cu toți lucrul acesta. Dar are și copii, are și nepoți și strănepoți, dar nu în Biserica Domnului. Biserica Domnului iubește cuvântul Domnului care este adevăr și viață, mărit să fie Domnul. Spune cuvântul Domnului despre fățărnicie, aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 16, într-o împrejurare vorbea cu ucenicii următoarele cuvinte și citesc în versetul 6. Domnul Iisus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Și pe când se gândeau ei că le spune lucrul acesta pentru că n-au luat pâini, în versetul 12 vine Domnul cu explicația. Atunci au înțeles ei că nu le zisese să păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Și când vorbim de fățărnicie, ne aducem aminte că în Luca 12 cu 1, Domnul Iisus Hristos a spus astfel, mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Fățărnicia este o învățătură. Oamenii de astăzi sunt învățați să fie fățarnici. Fac școli ca să fie fățarnici, ca să știe cum să se comporte cu dumneatale sau cu mine, cu un anumit grad de fățărnicie în care să-și atingă scopul lui personal. O, dragii mei, nu intrăm în amănuntul acesta, dar vă rog să fiți cu luarea minte. Noi să nu fim fățarnici. Pacea Domnului Iisus, frate Sami. Mă bucur să te văd. Ce bine era de nu mă întâlneam cu el. Sunt fățarnic sau nu? Dacă trec pe stradă, pe partea cealaltă, când văd pe fratele și pe sora, sunt fățarnic sau nu? Să ne păzească Domnul, dar și noi de fățărnicie. Ipocrizie sau om cu două fețe. Spune aici cuvântul Domnului, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Cine vorbește cuvântul lui Dumnezeu trăindu-l, acela spune adevărul. Zic, Doamne, ajută-ne pe toți. Minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Știți că e o mare problemă cu cugetul și cu aceste amăgiri a celui rău? Citesc, apropiindu-mă și de încheiere, nu vreau să depășesc timpul, dar spune aici Scriptura astfel. În Cartea Domnului la 2 Corinteni, capitolul 11, citesc în versetul 2. Sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Noi n-am ajuns încă înaintea lui, dar Domnul vrea să fim fecioară curată. Spune mai departe Pavel, dar mă tem, se teme pentru fecioară, dar mă tem, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretilicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Gândurile dumneatale unde aleargă acum? Gândurile dumneavoastră, surorilor, unde este acum? Coriștilor, unde vă sunt gândurile? Repet, este acest șarpele cel vechi care a măgit pe Eva. Pavel avea această temere și spune așa, tot așa și gândurile voastre să nu se strice, pentru că omul cum gândește, așa trăiește, așa se exprimă, așa acționează. De aceea și Pavel spunea într-o împrejurare, mă silesc să am totdeauna înaintea lui Dumnezeu, gândurile, cugetul, să le am curate, așa să ne ajute Domnul. Dar și față de oameni. Dumnezeu să ne ajute.
Și aici spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Dragii mei, să nu uităm că Domnul Iisus Hristos, când a depus jertfa pe calvar, a avut în vedere și cugetul. Nu cu trupul sunt la casa Domnului și cu mintea sunt în America sau pe lună. Citesc cuvântul Domnului următoarele în Cartea Evreilor. Domnul vorbește prin apostol și spune astfel, în capitolul 9, versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru. Doamne, curăță cugetele noastre! Spune mai departe așa, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Vreți să slujiți Dumnezeului celui viu? Avem nevoie de un cuget curat, altfel nu putem. Și cugetul curat se spală prin sângele Domnului Iisus Hristos, care s-a adus jertfă fără pată, prin Duhul cel veșnic care l-a purtat sau l-a călăuzit și care ne călăuzește și pe noi. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea fiecare să se cerceteze. Atenție la cuget, atenție la prieteniile care le aveți cu cine vă împrieteniți, pentru că sunt și oameni fățarnici și oameni mincinoși. Atenție de ce duh sunteți însuflețiți, că sunt și duhuri înșelătoare și în special atunci când renunțăm la Scriptură, au acces ele. Cu cât fugim mai tare de Biblie, cu atâta se apropie ele mai mult de noi. De aceea puneți preț pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus să ne dea cuvântul. Și Domnul Iisus când ne-a venit pe pământul acesta și ne-a oferit cuvântul, El a mai spus ceva. Este de folos să mă duc la Tatăl. Așa a spus cuvântul. Căci dacă nu mă duc eu, Mângăitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Vreau să vă întreb, vi l-a trimis? Dumneavoastră l-aveți? Dumneavoastră aveți acest Mângăitor, această călăuzire după adevărului Duhul Sfânt? Mai lucrează și în vremea aceasta? Auzeam mărturia fratelui cum Dumnezeu l-a cercetat prin vis de noapte și a vorbit prin acele vise prezentate. Lăsați-mă să vă spun scurt o experiență sau o relatare în urmă cu 4 ani și câteva luni, nu multe luni. La un om bătrân de 96 de ani, vă rog să rețineți frați și surori care sunteți în vârstă, sunteți sub privirile lui Dumnezeu. Nu numai tineretul acesta și dumneavoastră cu peri cărunți, poate altul a venit cu toiagul, așa, cu bastonul și pe acela la revedere Dumnezeu. S-au strâns acolo la familia aceasta, în casa acestui frate, câțiva frați să-l viziteze, 96 de ani, o vârstă foarte înaintată. Și a ieșit un cuvânt din partea Domnului. O înștiințare că Duhul Sfânt vorbește și azi, așa cum spune, Duhul spune lămurit. El nu spune lucruri încurcate. Că a fost un deget, pe firul acela de deget era strânsă un fir de ață, și mai trebuia să se învârtă de 4 ori și apoi se oprea. Și tâlcuirea acelei lucrări a fost că mai urmează o perioadă de 4 ori să se rotească și apoi firul vieții se va întrerupe. Și ascultați-mă, chiar vorbeam cu unul dintre familiari și spunea, ne gândeam 4 săptămâni, ne gândeam 4 luni și nu s-a întâmplat nimic. Dumneavoastră ce ați fi zis? Ei au zis, vor fi 4 ani. Și a venit COVID-ul și au murit alții în localitatea aceea și bătrânul a rămas în picioare. Căci cuvântul Domnului e viu și lucrător. Și Duhul vorbește clar, lămurit și în vremea aceasta. Și s-a terminat și cu COVID-ul. Și îmi spunea fratele către mine, zice, frate Gigi, când se apropia de a trece anul trecut, în anul acesta, parcă aveau emoții, nu cumva să moară bătrânul, că nu se mai împlinește lucrarea. Oameni! Cântărețul ăsta e nepot de-a lui bătrân. Și a venit vremea că au trecut cei 4 ani și anul acesta a împlinit 100 de ani. Minte Dumnezeu? Înștiințează Dumnezeu lucruri greșite? Duhul vorbește lămurit. Slăvit să fie Domnul! După ce a trecut de 100 de ani, imediat următoarele zile, s-a îmbolnăvit. S-a simțit rău, boală, suferința care a avut-o, mă rog, și după aproximativ 20 de zile, aproximativ, a plecat la Domnul. Și a plecat la Domnul, dragii mei, pentru că Dumnezeu a zis,
mai de 4 ori să se înfășoare firul de ață. Așa de limpede și de lămurit vorbește Domnul, de aceea aș vrea să spun celor în vârstă, celor bolnavi, celor în suferință, celor necăjiți, nu vă temeți de moarte. Domnul vorbește lămurit. Mi-aduc aminte într-o împrejurare, era o soră destul de înaintată în vârstă, acum are peste 70 de ani, în urmă cu vreo 4 ani, 3 ani, a ajuns la spital datorită inimii care a început să facă probleme și soțul ei spunea unui frate, zice, măi, nu știu ce-i cu soția, e grav, e la spital. Și fratele acela a spus următoarele cuvinte, le susțin și le cred. A zis așa, auzi, mie Domnul nu mi-a spus că moare și trăiește și în ziua de azi. Dumneavoastră vă spune Domnul câte ceva. Dacă vreți, închei cu aceste cuvinte. Dacă zilele din urmă e vremea anticriștilor și va veni și cel mai mare, vorba aceea unui frate, tata lor, dacă în zilele acestea sunt zilele din urmă, dacă la alții nu le mai place cuvântul și își dau învățători după plăcerile lor, dragii mei, biserica Domnului nu este orfană și săracă. Spune cuvântul Domnului un lucru care dumneavoastră îl știți, îl citesc și îl doresc să se împlinească la Reșița. Spune aici Scriptura astfel, în Fapte, capitolul 2, Petru se ridică plin de Duhul Sfânt și spune, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, pentru zilele de pe urmă de la Reșița, nu uitați, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, rugați-vă pentru lucrul acesta. Peste orice făptură înseamnă și bătrân, înseamnă și tânăr și copil aici. Înseamnă și femeie în vârstă sau mai tânără, mai bogat sau mai sărac. Voi turna Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Vreți? Dacă aș întreba tinerile de aici, ați vrea să prorociți? Ați vrea să fiți binecuvântați de Domnul cu darul vedenilor? În vremea când Duhul spune lămurit că vor fi foarte mulți amăgitori și unii chiar se vor lepăda de credință datorită amăgirilor, țineți minte cuvântul acesta. În Faptele Apostolilor, la capitolul 15, Domnul a vorbit prin Apostolul Pavel în versetul 8 astfel. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Rețineți, cine n-are mărturisirea aceasta din partea Domnului, s-o ceară, s-o caute, să stăruiască, s-o primească. Duhul adevărului, Doamne, revarsă-l! Poți să fii botezat în apă, poți să faci fapte bune, poți să cânți, poți să predici. Dacă n-ai mărturia aceasta, aleargă să o capezi de la Domnul. E vremea să ne orientăm în Scriptură, nu în filozofiile lumii de afară. Nu mă interesează ce zic comentarii sau comentatorii biblici sau altcineva. Mă interesează ce spune cuvântul. Dumnezeu care cunoaște inimile, ce-o cunoaște și pe ea dumneatale. A mărturisit pentru ei, aceia din casa lui Corneliu. A mărturisit ce înseamnă? Și le-a dat Duhul Sfânt, adică Dumnezeu din cer a depus o mărturie. Aceștia sunt ai mei și pun pecetea pe ei. Doamne, pune-o și la Cezarea. Amin. Biserica Domnului are nevoie de pecetea aceasta. Poporul lui Dumnezeu are nevoie de mărturisirea aceasta ca să se împlinească cuvântul care spune feciorii voștri, fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii ce o să facă? Bătrânii vor avea vise, Doamne, deschide cerul! Cât ne rugăm pentru lucrurile acestea? Căci vine vremea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Vine vremea să se audă trâmbița aceea acelui arhanghel, să se audă strigarea, chemarea, iată mirele, ieșiți-i întâmpinare. O, dragii mei ascultători, cum vei ieși cu vasul tău? Cu vasul gol, cu vasul lipsă, fără ulei, fără un de lemn? E vremea astăzi să-L căutăm pe Domnul, să cerem, Doamne, mai ploaie, mai toarnă, mai umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt, mai depune mărturie în tinerii noștri, în bătrânii noștri, umple-ne pe noi de Duhul Sfânt. Amin, amin. Știți ce spunea Pavel bisericii din Efes?
Acolo le-a spus că Dumnezeu a rânduit și apostoli și proroci și învățători și păstori pentru desăvârșirea sfinților, ca să nu fie duși clătinați de vânt încolo și încoace de tot felul de învățători și amăgiri, și tot lor le mai spune: fiți plini de Duh! O, dragii mei, asta o dorim? Suntem plini de știri de la Mapamond, suntem plini de alte lucruri, dar de Duh suntem plini. Avem nevoie, dragii mei, să fim plini de Duh, pentru ca rugăciunea să fie prin Duhul, cântarea prin Duhul, predica prin Duhul, poezia prin Duhul, trăirea prin Duhul și subcârmuirea Duhului. Doamne ajută! Vreți să ne trezim la realitate? Nu spune Scriptura: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți. Și Domnul ce face? El te va lumina, măriți să fie Domnul! Îmi doresc El să ne lumineze. Citesc? Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna din zilele acelea din Duhul meu. E făgăduință! Și nu uitați! Astăzi se mai poate cumpăra un de lemn. Astăzi mai poți să alergi acolo unde se vinde, fără bani și fără plată. Astăzi acolo Scriptura ne spune că încă mai curge în bunătatea sa, prin harul său, El mai revarsă, mai toarnă, și zicem: Doamne, revarsă la Cezarea! Nu stați nepăsători, nu plecați urechea la șoaptele amăgitoare. Biserica Domnului are nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de picurii aceia sfinți, a aurului, a undelemnului ceresc, a undelemnului auriu. Avem nevoie să-și întindă, dacă vezi, din nou porumbelul aripile peste noi. Să fim plini de Duh, Doamne ajută! Amin, amin. Pentru că răpirea la cer, știți cine o face? Cine l-a răpit și pe Filip din fața etiopianului? Duhul Domnului. Înălțarea la cer o va face acela pe care l-a luat pe Ezechiel de zulufii capului și a fost răpit de Duhul și înălțat între pământ și cer. De vreți să fim gata pentru ziua aceea, astăzi. Puneți accent a vieții dumneavoastră pe cuvântul Domnului. Lăsați cuvântul din exterior să pătrundă în interior și cuvântul împreună cu Duhul să lucreze și să umple inimile noastre, dragii mei, de dragoste de Dumnezeu. Ca atunci când va veni El, să fim gata să ne întâlnim cu El. Un poet de poezie spune următoarele: biserică, mai veghează, scaldă-ți fața în suspine, ochii spală-ți de somn și ascultă în miez de noapte, se aude un ecou. Vin curând, se aude noapte, glasul celui veșnic sfânt. Strigați azi, chemați azi, ca niciodată: Doamne, vino mai curând. Ești gata? Ești plin de Duh? Hainele să vă fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu vă lipsească de pe cap. Doamne, ajută la aceasta, amin.